Remus Cernea, corespondent de Război Newsweek România, a filmat la scurt timp după bombardamentele rușilor în Kiev, Sumâi, Poltava și Harkov. Urmările atacurilor au fost prezentate la emisiunea Frontul cu Alina Grigore. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. În acest loc au lovit rușii luni 2 septembrie 2024 o instituție de învățământ din Kiev. Am auzit explozia în cursul dimineții, în jurul orei 5:30 de minute. Au fost zeci de rachete de balistice și rachete de croazieră care au fost lansate asupra Kievului în această zi. 7 oameni au fost uciși în Harkov în data de 30 august 2024. Orașul a fost atacat de ruși cu bombe cu ghidare care planează. Totul este ars aici, totul este calcinat. Pereții sunt lipsă, lifturile, vedeți ce a mai rămas din acest lift. Intensitatea acestor atacuri a crescut. Numărul victimelor a crescut foarte mult în ultimele 2 luni aproximativ. Putin practic se răzbună pentru incursiunea ucrainenilor în regiunea Kursk. Probabil că acesta este principalul motiv pentru care acum rușii nu mai au nicio limită și folosesc bombe din ce în ce mai distrugătoare pentru a lovi ținte civile din orașele ucrainene.